Salut și bine te-am găsit la un nou clip pe acest canal. De data aceasta suntem pe Rage MP, nu pe 5M, și suntem pe un server numit Eclipsed sau Eclipsed, nu știu dacă se pronunță E-ul. Eclipsed România o să zic sau o să ne limităm la Eclipse, să nu mai scurt. O să ne cumpărăm o mașină repede și o să mergem să facem câteva jobulețe. Serverul este destul de foarte nou, în momentul acesta suntem 5 jucători. Avem aici câteva lucruri și am jucat puțin cu Alex, am deja 2 ore pe server. Asta acum câteva zile m-am jucat. Voiam să-mi cumpăr, e un Passat destul de frumos, iau tăl, nu au embleme și de astea, dar cam îți dai seama de el, doar că nu este pe stoc, este 11.000. Am luat daily-ul, dacă intrați aveți daily, și dacă luați și referalul, vă dă un Audi e-tron care durează 15 zile sau ceva de genul, 14-15 zile pe acolo. 15 zile să fiu mai exact, am citit acum. Și mă gândeam, uite, ori ăsta mi l-aș lua, nu aș vrea să-mi iau Audi-ul ăsta, nu prea îmi place deloc, când ce ăsta e destul de frumușel, a zice. Altceva nu prea știu, ăsta parcă e prea bătrânesc. 13.000! Vezi că 13.000 e bine, doar că trebuie să ajung la bancă și n-am o mașină să ajung la bancă. Oare pot să-mi iau... Pot să închiriez o bicicletă sau un scooter de aici, au chestia asta. Da, m-am butut cu Alex, din păcate de asta șchiopătesc puțin. Pot să închiriez de aici, am văzut că ai direct, iau te hops, și aici mai jos, bam, închiriez un scooter și te duci la bancă și să faci treaba. Și am căutat garajele ceva, aparent arată cu locul ăsta de parcare, care, din punctul meu de vedere, e destul de tare. IP-ul și Discord-ul îl aveți în descriere, o să punem și Rage, o să punem și 5M, o să punem din ambele, cred că mă decid ce și cum, ia să vedem, închiriază motocicleta, un vehicul tip Fiaggio, timp rămas, gata, Fagio, mă, nu Fiaggio, Fagio, mergem direct la bancă. Pentru că am la mine pe I, aveți inventarul, hainele de le cumpărați o să le aveți ca obiecte, ceea ce mi se pare destul de interesant. Deși nu știu ca, la ce te ajută. Bine, probabil că poți să-l schimbi, știi, direct, bam, l-ai dat posta jos și l-ai pus pe celălalt. Dar, bine, probabil poți să faci și schimb, adică, da, sunt niște plusuri. Haideți să mergem noi la... Pornim ăsta pe shift, porniți. Și să mergem la bancă să mai scoatem niște bănuți de acolo. Mi-am luat și daily-ul, 7500, bam, buni. Cred că mi-au Mercedes-ul ăla. Și după să facem niște jobulețe să strângem niște bănuți. Și m-am obișnuit, cum mi se vede 5M-ul și aici vezi că e tot așa mai hăpt. Puțin cam normal, să fiu sincer. Aveți astea de butoane, le aveți pe partea dreaptă, după cum vedeți și la mine. Intră, folosi amprenta, ia să vedem. Și n-avem nicio tranzacție, evident. Și o să dăm noi să scoatem 2500. Ok. Gata. Ce zice acolo? Stai puțin că zicea ceva suma de bani cheltuită azi. Uite mai statistici, ai chestii de genul general, tranzacții. Oh, ce tare. Retragere, de unde ai scos? Să-ți ia comision. A luat ceva comision, nu? A luat 75. Băi, e destul de mare, nu? La 2500 să-ți ia 75. Destul de mări cel pe acolo. Hai să mergem să cumpărăm mașina. Vedem după către ce ne aventurăm. Iar dacă scrieți slash referral, adică exact așa, slash r-e-f-e-r-r, bine, și arată acolo să o completezi. Pam! Puteți să băgați aici ID-ul jucătorului, care ID-ul meu este 2602, îl veți găsi în descriere și îl poți seta o singură dată până să acumulezi până să acumulezi 5 ore. Nu cred că pot să însetez nu pot să însetez propriul meu cod, dar hei, și așa m-a ajutat să iau și eu ceva bonus pe aici. Uite, 2602, să ne descurcăm mai repede prin astea pe aici, rent car. Nu știu cât durează, dar oricum ne descurcăm să ajungem. Așa că, dacă vreți să intrați, aveți și referalul meu în descriere. Primiți și un Audi e-tron 15 zile să vă mișcați pe aici. Eu, din păcate, o să-mi cumpăr mașină. Ne descurcăm. Timp rămas, 4 minute. Oare de fiecare dată când te dai jos de pe el, este un scump totuși. Ce avem aici? Damn! Direct ne bagă. Bă, frumoase mașinile. Practic, sunt mașinile reale 100%. Reembleme. Bă, dar nu ai stoc deloc.
Nu ai stoc deloc la unele. Probabil se vor adăuga. Uite-l ce frumos e ăsta. Dar de ce are probagajul deschis? Nu știu. Dar arată frumos tare. Uite-l pe Julian aici. De ce au alea deschise? Nu știu. Bă, sunt frumoase, mă, mașinile. Frumoase rău. Uite-l. Da, haide să nu ne facem inimărea cu ce nu ne putem permite și să ne luăm ce ne putem permite. Dar stai că eu nu m-am uitat pe aici. Uite, poți să-ți iei de-asta, poți să-ți iei E-clasul, să iei E-clasul. Aoleu, ia uite ce mai e pe aici. Hai mă că sunt mai multe, deci cu cât cobori mai mult, uite, avem aici ăsta, avem Ditai Șeptaro, dai scump, 18.000. Dacă scoate banii din bancă aș avea, nu? Dar merita... Să dai atâta pe o mașină de asta, dar totuși, tată, nu? Șeptar. Sunt... ia uite cum arată pe gri. Galben. Galben și fac taxi cu el. Nu? E mare tare, bă. Ia să-i dăm un test drive. Ia, shift. E mare tare mașina. Bătrânească, îți dai seama, n-a la banii ăștia ce să-ți iei. La banii ăștia ce să-ți iei, frate? E prea mare, nu? Sau? Pare nu pot, dacă mă dau jos nu pot să scot bani. Oricum sunt în virtual world ceva. Bă, mașina e ok. Adică bine, știți că eu nu-mi cumpăr mașini să fug cu ele. Îmi cumpăr ceva așa să mă mișc colo-colo. Și ăsta e chiar ok, dar parcă prea pătrățos, nu? Păi cred că mai bine îmi iau Mercedes-ul ăla. Și ăla e destul de pătrățos, dar parcă e puțin mai bine. De la spate cam zici că e una e aceeași față diferă și lateralul foarte mult evident. Hai să ne dăm jos. Și mai avem avem și cinciarul. Dar nu prea vreau cinciarul. Avem un fel de G-Class, kind of, gen fake. Și avem pe ăsta, care sincer mă ar atrage pe mine. Lava, Lada, nu. Ăsta e cea mai impunătoare mașină pe care poți să o iei, sincer să fiu. Dubsta. Și asta e, doamne iartă-ne. Uite, ai și S-ul. Bă, păi strâng să-mi iau S-ul. Strâng să-mi iau S-clasul. Da, e cea mai bună variantă, dar și 20.000. Nu ne mai trebuie mult. Și-mi iau S-clasul. Eu zic că e mai bine, nu? E cea mai bună variantă, nici nu ne mai gândim. Păi așa facem. Așa facem, nu-mi cumpăr nimic sau îmi cumpăr o bicicletă. Stai așa. Moto. Uite mă. Da, mă. Care e diferența? Stai rapid. Fagio Sport. Da, dar e diferență de 500. Eu îmi cumpăr de ăsta, mă, frate. Da, nu, stai, nu. Albastru. Cumpăr. Da. Gata. Păi trebuie să gândim cu cap, oameni buni. Trebuie să gândim cu cap. Dacă vrem să ne luăm ceva, n-are rost să dăm banii pe ceva care, știi, să ne luăm o mașină, că după să ne chinuim să o vindem sau ceva de genul. Așa că cel mai bine o să ne luăm asta. Uite, bă, ce tare arată, ești neun. Informații spawn. Bă, vezi. Uite, bagaj. Nu știu cum am apăsat asta. Păgă. Păgă, bă. Uite, bă. Ok. Și am plecat. A, e, bun. Acum, mamă, nu cred că mi-am cumpărat niciodată nicăieri scooter pentru prima de asta mașină, ce o fi. Haideți să vedem niște joburi, să vedem ce putem să facem. E direct în telefon. Apropo, telefonul apăsați L, nu știu dacă trebuie să-l cumpere sau nu, cred că mie mi l-a cumpărat Alex. Apăsați L și după apăsați pe consola de la Canter să vă deblocați mouse-ul. Altfel vă mișcați camera. Și aveți, stai, hai să vă arăt. Aveți aici câteva aplicații destul de utile. Vehicles, cred că aici vezi ăsta frumos. Find car. Ia uite ce tare! Ok, foarte, foarte tare. Bărci, bă, e ok făcut. Wow. Cum de nu e mai multă lume pe ăsta, știi? Bun, și avem GPS. Și aici ai toate lucrurile necesare. Joburi, pescar, ai gunoi, tot. Acum, nu știu dacă sunt cu ore mare parte. Dar am putea încerca noi ceva care este aproape, ca să vedem mare parte payment-ul, corect? Șofer de autobuz. Șoferul de autobuz e destul de ok. Și ne-a pus și foarte aproape.
Wow, poți să și cauți acolo, stai așa că să nu lăsăm telefonul pornit. Nu știu dacă poți să-ți descarci aplicații. Bine, pentru ce ți-ai descărcat pe o parte? Ascundem telefonul. Haideți să mergem acolo să vedem care-i treaba, dacă ne cere ceva, dacă nu. În mare parte, să ne facem o idee cam cât de rapid se strâng banii. O să las totuși eu banii la bancă pentru că nu aș dori să-i risc sub nicio formă, că n-am de ce. Să mă mai vedeți pe server, pentru că mai avem de făcut clipuri aici. Și o să, probabil următoarele vor veni și cu Alex, 12.600 depozit. 12.600, perfect. Am 16.600, mai avem nevoie până la multul palmeu, ce mașină are mâncață și mă plin cu scuterul și mor de foame și n-am nici apă. Păi e corectă viața asta, mă? M-ar fi să te oprească poliția, vă, scuter. Da, chiar. Ai nevoie de permis? Nu cred. Nu cred, nu? Că practic zice că, bă, e o fie la de la rent sau ceva. Bă, cred că te lasă în pace. Nu-ți cere permis. Eu nu mai cumpăr nicio mașină, mă, frate. Eu umblu că zic. Îl tunez, îi bag tuning. Oare mi-l tunează, băieții, dacă eu mă duc cu el acolo să-i facă Dallas? Nu știu acum dacă o fi cu swap-uri de motoare, de nebunii, știi? Cum ar fi? Mamă, să-mi pun pe ăsta ceva. Ceva? Eu uite-l. Ce tare. Băi, stai să opresc motorul. Așa. Și cum? Aha. Băi, nu, ăsta e vehicul. Voice chat. Cum blochezi? Oh, mă bate rage-ul, frate. Lasă, cine fură scooterul? Ia să vedem. Aha. Angajează-te. Ai fost angajat. Îmbracă-te. Ia uite, bă, ce drip are nemun. Ai fost angajat. Bun. Și acum presupun că ar trebui să-mi zică. Este persoană... Da. Ok, ești deja. Ok. Acum presupun că trebuie să fie un checkpoint pe aici pe undeva. Dar să verific pe hartă. Ar fi mult mai ușor. Deci avem aici, uite, garaj. Păi da, da. Job șofer de autobuz. Aici avem garaj normal, cel mai probabil, dacă nu mă înșel. Uite, ok, da. Ar trebui să fie garajul normal, corect, dar de unde? E ce tare arată asta. Bă, asta nu-s din joc, nu? Par prea detaliat să fie din joc. Sau habar, da. Și de unde mi-au eu acum? Pentru că, uite, tipul ăsta nu-ți zice. Corect? Aha, ok. A, nu, e același lucru care scrie acolo, doar că acum vezi tot. Ferin, acest un rol vital de ce multe persoane depind de autobuze ca mijloc principal de transport. Ok, dar de unde luăm acest lucru? Nu a apărut checkpoint? Oare există pe hartă? Pentru că am văzut... am văzut că au garaje pentru chestii. Aici e de închirieri. Dar uite, garajele care arată așa, aici avem garaj, drumuri și poduri. Aici avem garaj poliție, garaj cu nuier electrician, dar nu ai garaj pentru ăsta? Nu știu cum am ajuns mâncava și aici cu scuterul, că ne-am dus. A, gata, am mers. Hai că mă duc. Mă duc, băieți! Deci, nu-mi dau seama de unde poți să iei ăsta, pentru că nu-ți scrie, dar probabil... îți dai seama că va fi reparat lucrul ăsta. Pentru că, pur și simplu, n-ai de unde să iei și nu-ți zice unde să te duci și e puțin ciudat. Probabil nu au terminat jobul de făcut, cine știe. Ideea este, eu când este să mă joc, să filmez, nu prea stau să întreb chestii pe acolo, pe acolo. Fac exact, deci cum tu vezi clipul meu și vei intra pe server, același mod de joc pe care îl vei avea tu, același mod de joc îl am și eu. Probabil cei care vă uitați la mine de ceva timp ați observat că așa operez. Dacă e să nu meargă un lucru, ok, următoarea zi va fi funcțional, de obicei așa se întâmplă. Mai sunt lucruri care nu funcționează cum ar trebui, mai ales la serverele noi. O să mergem să ne angajăm la altceva, dar prima oară vreau să merg la un magazin de mâncare, să-mi iau niște mâncare, să-mi iau niște apă. Și... nu ar fi o problemă dacă ni se întâmplă nouă asta. Ideea este să nu vi se întâmple vouă lucrul ăsta. Noi încercăm, facem pe aici ce este. Și vor fi reparate lucrurile astea sau vor fi adăugate chestii mai descriptive, pentru că acolo cel puțin eu nu-mi dau seama ce și cum să facem. Haideți să vedem ce găsim pe aici. Bac!
Ba, am rămas și cu dripul ăsta nebun. Ar trebui să merg la spital totuși. Prețurile sunt destul de ok, vezi că chiar sunt ok. O să-mi iau un energizant, mi-au două energizante. Și mi-au și trei sandvișuri cu șuncă. Perfect, și le mâncăm direct aici, ceap. Și dăm eat și drink. Mai, ok, nu poți să le spamezi, nice. Nice. Și hai să vedem cât a adăugat. A adăugat ceva. Ar trebui să mergem și la spital să ne tratăm puțin. Mă gândesc, dar haide să mai mâncăm un de ăsta. Și da, ok. Îți trebuie telefon în format fizic. Am de așteptat o secundă. Îți trebuie telefon în format fizic. Bă, chiar arată ca Red Bull-ul? Păi și nu? Arăta destul de bine, nu? Adică chiar arăta Red Bull. Haideți să mergem la gunoier să-l încercăm. Se pare că s-a trezit și Alex. Ce? Era mașina sau în vedenie? Nu știu ce am văzut pe acolo. O să mergem la gunoier. Aici avem direct, uite, și garaj și tot. Probabil a uitat să pună garajul la acel job. Nu este nicio problemă, îți dai seama. Aici apare totul făcut și de unde lași gunoiul și de unde iei mașina și garajul și tot. Încercăm să vedem. Ui, ce-am făcut? Ui, lasă mâna jos. Ar trebui să mă duc la spital, neapărat. Mă trezesc pe aici alat. Poți să demisionez la jobul ăsta? Ce-mi plac lucrurile astea care nu sunt menționate nicăieri. Am venit în cea mai mare viteză, ești nebun? A venit ale mă, ce-i drept, dar trebuia să le las hainele la ăștia, nu? Adică pare destul de normal. A fost din inimă. Haideți să mergem. Să ne luăm jobulețul. Pleacă! Lușu, mă! Erau băieți acum, direct cu dita în mașinile. Am claxonat și așa frumos. Am claxonat și eram, păi, dai seama. Sunt și eu aici, uite-l. Uite-l pune bun. Nu zici că ăsta prinde 100 și? Stai așa să vezi aici, dilema mare. Că dacă îl ții așa ca și cum, el n-atinge cu roata prea mult. Uite-l, 110. Fii atent aici, tată. Se duce mai repede decât așa. 109. Ba nu, se duce repede, mă, și așa. De ce am crezut că e mai repede pe partea elaltă? Și dăm aici, bam. Bă, e convenabil ăsta, mă. Te bagi pe oriunde. E ieftin, nu cheltui mulți bani. E chiar variantă cu el, mie îmi place. N-am avut în viața mea scooter. Ca de ăsta personal să merg. Dar toate au un început. Îi dăm frumos. Gata. Bă, eu nu mă supăr că-i parcat aici. O să zic că, mă, cum l-a parcat acolo, știi? N-a ținut frâna, domne, ce să-i fac. Ia să vede. De la cum ai la astea de aici. Frumos, gata. Și acum mergem direct la Gărăjel, care era pe aici, pe undeva. Dacă nu mă înșel, vezi că arată lit tare. Bă, ia uite, mai e cineva aici. Mi-am lăsat scooter pornind la asta, așa. Nu cred că îl fură cineva, nu? Mă gândesc, e un scooter. Sper să nu mi-l fure. Bun, deci, fix... Aici ar fi, dacă nu mă înșel. Ia să vedem. Frumos, da. Cred că așa trebuia să apară și acolo, să fiu sincer. Ai colectat 0 din 150 de kg de gunoi. Poți descărca oricând. Ok. Haideți să mergem. Ne-au apărut deja pe hartă toate punctele de unde noi putem lua gunoi. Haideți să vedem care este sistemul de adunat gunoi. Îmi place că ți le dă pe toate odată. Adică nu e ca și cum faci unul, după ți apare altul. E foarte tare ideea asta. Și presupun că avem aici, uite, trebuie să moving backwards, dar nu știu dacă la alea, pe stradă îmi pare a fi. Pe stradă, dar oare are să poți să caut în gunoi și separat? Că mai bași și mâna, mai scoși și punga. Trebuie să te descurci. Da, așa că nu știu la care, o fi la pubela asta mare? Aha, da. E pentru a ridica gunoiul. Păi... Aha, aici, scuze.
Eram departe. Și mai pot să iau? Nu. Și cât are un sac de ăsta? 3 kg. Uite, am colectat 3 kg. Dar nu pot să bag mâna în el? Bă, ce tare era dacă puteai să cauți în gunoaie să găsești lucruri. Aha. Și presupun că mi-a dispărut punctul ăla, nu? Face gâu. A, gâu ai... Okay. O să dai din exterior. Asta e tare rău. Așa, a dispărut. Ok, ok. O să facem o chestie smart. Smart rău de tot. Nu o să stau să adun 150 de kg. Evident. Este mult prea mult. Uite aici. Aș putea să las mașina aici. Și să... Da, haide încă le luăm așa. Nu o să adun 150 de kg. Zice, poți descărca oricând. Asta înseamnă că îmi va și da banii, nu? Dar putem aduna aproape de 15 kg. Pentru că avem 6, 9, 12, 15. Adică e perfect. E perfect dacă toți sacii sunt cântăriți la 3 kg. Și pare că cam da. Și o să ducem așa. Și după ca să ne dăm seama practic cât am primit pe o tură plin, mai punem un 0 la suma de o primim noi în momentul de față. Că practic noi ducem 15 în loc de 150, ne lipsește un 0, adăugăm un 0 ca să vedem, știi? Destul de simplu, cred. Așa ar trebui să funcționeze matematica mea normală. Dar vom vedea, pentru că stau să adun atât. Dar interesul meu este, cel puțin în primele episoade, este să acoperim joburile. Probabil următorul clip pe care o să-l vedeți o să meargă, de fapt nu probabil, 100%, o să meargă și jobul de autobuz. Se mai întâmplă. Recent am mai promovat un server tot așa pe 5M, au mai fost acolo mici chestiuțe, s-au reparat și au zis și eu unul, adică bă, mă bucur că joci așa, așa ne dăm seama exact ce trebuie să schimbăm. Uite, am primit o crâpă. Ne dăm seama ce să schimbăm pentru cei care joacă. Că când ești ca admin, nu prea vezi lucrurile exact cum le-ar vedea un jucător, știi? Așa, practic, ai dovada vie, știi clipul că am stilul de joc, zici că... Acum am intrat să... Ia să vedem, uite, avem 15 kg și am primit și o cârpă. Ce faci cu ea? Cred că poți să o vinzi. O lăsa aici. Hai să mergem să descărcăm, să vedem cât luăm pe 15 kg. Acum... Mă aștept, având în vedere prețul mașinilor, adică avem economie, cred că realistă, avem prețurile la mașini ok. Mă aștept să iau undeva, nu știu, poate vreo 60 de dolari, adică pe o cursă plină să primești vreo 600, adică eu pe acolo m-aș aștepta. Oh. Acum nu știu exact. Vedem. Trebuie să descarc, cred că undeva jos. Acolo trebuie să descarc. Haideți să intrăm. Și vedem cât ne dă. Dacă ne plătește la asta, stai așa. Dacă le bagă în bancă, haideți să ne uităm câți bani avem în bancă. Să vedem câți bani avem în bancă în caz de ceva banking. Deci avem așa, în bancă, hai că ne scrie. De ce nu scrie? Nu-ți scrie, vezi? Doar ai cardul și poți să faci aha! 16.600, bun! 16.600 și la noi avem 7.61. 7.61, asta ne interesează, că e posibil să ne-i dea la noi. Și cred că mă bag cu fața sau cu spatele aici. Trebuia să virez din timp. Gata, n-are nimic, ne-am descurcat. Ok. Unde ar trebui să fie? Undeva acolo, ok, perfect. Ok, hai să vedem, momentul mult așteptat. Câți bani ne dă? Pe 10% din job. Practic. Uite, m-a găsit. Uite, mă, poți să cauți cufere, vezi? Aia înseamnă aia. Uite, găsesc oamenii cufere. Wow! 420 pe 10% din job? Wow. Bă, sunt mulți bani. Practic primești 4200. Practic exact suma de bani de care mai am nevoie să-mi iau mașină. 4200. Deși aș vrea să încerc mai multe joburi înainte să
stau foarte mult la jobul ăsta. Dar vezi că e variantă. S-au dus ai mei să caute cufere, mă. Cred că primești un fel de bonusuri. Haide, Mariane, că-l mai iei. Haide, că-l iei. Băi, e bine, e bine. Acum o să vedem episoadele următoare și celelalte joburi. O să le facem și cu Alex. O să intre și el. Aveți IP-ul în descriere, oameni buni. Vă aștept pe server. O să facem, o să postăm 5M Rage, 5M Rage și tot așa. A, obosit al meu, l-am terminat. Ce? A, astea sunt alea din joc, ca și cum. 1000 de dale, 5 dolari. La noi din 1000 de dale, cred că faci o grămadă în România acum, cât de 50 de bani. Oricum, ne vedem data viitoare, să vedem ce putem să facem și cu cârpa asta, aflăm. Ce poți să faci cu ea? Drop, give. Cred că o vin sau faci ceva cu ea. Ha, barnam. Ne vedem data viitoare, IP și Discord în descriere, plus nu uitați de referal. Mamă, Payday! Payday, bonus, iau-te, taxe! Happy hour! Damn! Bă, plouă cu bandă peste tot! Mulțumesc! Și referalul meu în descriere, dacă vreți să primiți un Audi ceva 15 zile. Pe data viitoare, pa, pam!